Sighetenca Mariana Scubli mai adaugă în portofoliul artistic un premiu important. De data aceasta, artista a participat la concursul național de fotografie etnografică Oameni și Datini, organizat de Centrul Cultural Reduta, unul dintre cele mai vechi lăcașuri de cultură din Brașov. Având în prim plan frumusețea tradițiilor din Maramureș, Mariana Scubli a cucerit marele premiu al concursului cu o fotografie care evidențiază o tânără din Iud, îmbrăcată în haine vechi autentice și care scoate pâine din cuptor tradițional. Am fost fericită când am aflat că eu sunt câștigătoarea marelui premiu și totodată m-am bucurat pentru că este o fotografie făcută în Maramureș. Deci Maramureșul a ajuns din nou pe primul loc. Ce credeți că a omis jurul? Fotografia a fost făcută într-un loc autentic, la Casa Tradițiilor din Iud și chiar s-a întâmplat și probabil juriul a sesizat că povestea este reală, adevărată. Nu este ceva aranjat. Au fost concurenți din toată țara. De obicei cam știm fotografii care participă și reprezintă toate zonele țării. Și mai sunt din Maramureș care au luat premii. În perioada următoare, artista se pregătește de o altă expoziție, de data aceasta în străinătate, mai precis la Bruxelles. Imediata apropiere, ca să spun așa, voi merge la Bruxelles, unde voi avea o expoziție organizată de primăria din Saint-Jos din Bruxelles, pentru că am fost invitată să fac fotografii la Carnavalul Internațional al lor, după care să expun fotografiile cu tradițiile țărilor participante, unde, bineînțeles, a participat și România. Sunt fotografii făcute în cadrul carnavalului de la Bruxelles, deci sunt făcute în acest an. Sunt fotografii noi, încă n-au fost văzute decât de primarul din Saint-Jos, Bruxelles. Și asta nu e tot. Mariana Scubli e decisă să promoveze frumusețea Maramureșului prin fotografii în cât mai multe țări. În același timp mai pregătesc o expoziție inedită, nu doar a mea, ci împreună cu trei fotografi pe care i-am invitat să vadă Maramureșul din punctul lor de vedere, prin ochiul lor fotografic, pentru că sunt artiști fotografi. După un tur de 6 zile vor rezulta o serie de fotografii cu care va fi organizată o expoziție în oglindă. Una în Țara Galilor, în Conwy, și una în Sighet. Eu așa îmi doresc. Acum sper să se realizeze. Cel puțin cea din Țara Galilor va avea loc. Mariana Scubli are sute de premii și diplome obținute în urma participării sale la expoziții, evenimente și concursuri, dar una dintre cele mai importante recunoașteri a primit-o recent. Este vorba despre un certificat eliberat de Federația Internațională a Artiștilor Fotografi. Este practic o recunoaștere a faptului că sunt artist fotograf. Cu această titulatură pot să particip în jurizarea concursurilor internaționale de fotografie. Și sunt mândră că am obținut acest titlu. Este necesar să obții un număr de locul 1, de premii, de medalii de aur, de medalii de argint, de bronz, de acceptări în saloane. Este nevoie să ai un anume număr de fotografii și să participi la un anume număr de țări, concursuri din țări diferite. Deci nu este simplu, însă nu este imposibil. Fotografa Mariana Scubli a participat până acum la peste 120 de expoziții personale și de grup, atât în țară cât și peste hotare, iar majoritatea au avut în prim plan frânturi din tradițiile și peisajele din Maramureș.